Bună, dragii mei! Astăzi m-am gândit să pregătesc ceva foarte rapid, gustos și sănătos, și anume vine pe pane. Pentru această rețetă vom avea nevoie de o vânătă pe care am curățat-o și spălat-o și am tăiat-o în bucățele mai mici, deoarece era foarte mare. Două, apă, o cană de apă, sare și piper după gust, puțin ulei de floarea soarelui pentru prăjit, delicat de găină și puțină făină. Mai întâi de toate vom pune sare peste feliile de vânătă și pe o parte și pe cealaltă, după care vom continua rețeta. Acum urmează să pregătim sosul pentru vinete și avem aici două ouă pe care le vom bate cu o furculiță, în care vom adăuga puțin piper, puțin delicat de găină, dacă nu vă place nu puneți, amestecăm, vom adăuga și făină, aproximativ 200 de grame, și amestecăm foarte bine. Apoi punem și apa. Și amestecăm foarte bine până când aceasta nu va avea cocoloașe. Dragii mei, sosul este gata. Iar acum vom adăuga vinetele pe care le vom pune în uleiul încins la prăjit. Nu uitați să vă abonați la canalul meu dacă vă plac rețetele mele, să dați like și share ca să împărtășiți și cu prietenii voștri. Această rețetă este foarte, foarte simplă și se face extrem de repede. Vom lăsa vinetele la prăjit aproximativ 5 minute pe ambele părți și vom continua și cu celelalte până când le vom termina. Dragii mei, vinetele trebuie lăsate la foc mediu ca să nu se ardă, iar feliile trebuie să fie nici prea groase, nici prea subțiri. Trebuie un echilibru ca să se rumenească și să se pătrundă foarte bine. Dragii mei, vinetele pane sunt gata. Arată foarte bine și sunt super delicioase. Vă aștept și data viitoare cu o nouă rețetă și vă doresc toate cele bune! Pa, pa!